Poliția Buzău a fost solicitată astăzi, înainte de ora 13, printr-un apel la 112 să verifice o reclamație de posibilă fraudă electorală la secția de votare numărul 75 din municipiul Buzău, situată în cartierul Similasca, mai exact la fostul liceu de chimie. Se reclamă faptul că președintele secției de votare le-ar fi cerut celorlalți membri să completeze în avans formularele care, conform procedurilor legale, trebuiau completate abia după numărarea voturilor. La ora 12:03, domnul președinte a venit cu listele să le semnăm în alb. Le-au semnat toată lumea, eu bineînțeles nu am fost de acord, precizându-i și spunându-i clar că nu se face așa ceva, deci nu are voie să le semneze înainte de numărarea voturilor. S-au sunat la 112 și în continuare se fac procese verbale pentru... Am înțeles fraudă electorală sau ceva de genul. Imediat la fața locului s-a deplasat o echipă de poliție care i-a audiat pe membrii comisiei de votare și pe președintele acesteia. În fața camerei de luat vedere, acesta a admis că a greșit și că procesele verbale vor trebui schimbate. Sunt președinte la secția de votare 75. Am completat cu datele personale procesele verbale, numai cu datele personale, fără să mă scrie nimic pe numărul de punctaj, pentru că știam că se face după ora 21 lucrul ăsta. Și unul din membrii nu a fost de acord și a iscat discuția. Pentru asta le-am anulat, merg acum din nou la Bej, obțin alte procese verbale și facem conform legii după ora 21. Vă mulțumesc! La această oră, poliția face încă cercetări pentru a se stabili dacă președintele secției a săvârșit vreo faptă de natură penală.